Iată că la înțărcare, un criteriu de înțărcare este ca un vițel să consume 7 litri de apă pe zi. Vi se pare enorm, nu? La o înțărcare de 35 de zile, o lună. Dar un vițel care consumă 7 litri de apă pe zi este foarte bine de înțărcat. Și ce am observat eu, pentru că v-am spus, nu știu dacă v-am spus, în Minnesota am avut o iarnă foarte grea, decembrie, ianuarie, februarie, minus 40 de grade. Viței erau crescuți în afară, o să vedeți imediat poze. Nu înseamnă că dacă e foarte frig afară, nu dăm apă vițeilor. Vițelul mai stă în fața găleții de alăptare încă 20 de minute, 30 de minute maximum. Este momentul în care trebuie să dăm apă. Și dacă dăm și apă călduță, nu fierbinte, călduță, foarte, foarte puțin încălzită, el o consumă. Da? Ceea ce nu o consumă, mă duc și o arunc, că altfel îngheață. După jumătate de oră, nu, la minus 40 de grade, oricât ajunge apa îngheață. Cazarea vițeilor sugari, adică sistemul de întreținere. Mie nu-mi place cuvântul întreținere, îl încerc să-l evit. Cazarea, unde îi ținem, da? Sunt mai multe variante și o să vedeți poze, dar le-am amintit aici, legat. Sigur că Uniunea Europeană nu mai dă voie să ține vițelul legat dacă nu avem motive, în sensul că facem tratamente sau este bolnav și trebuie transportat undeva, deci nu avem voie să ținem vițelul legat. Și este acea directivă, a fost directiva 369/91, dar a fost înlocuită cu o directivă mai nouă, 119/2008. Întreținerea în creșă clasică, și o să vedem ce înseamnă creșă, boxele în adăposturi de vaci de lapte la nivelul solului suspendate, individuale sau colective, în afara adăpostului. Am văzut foarte bine la stațiunea de creștere a bovinilor din Arad și o să vedeți poze. Viței crescuți într-un adăpost de vaci de lapte modificat. S-au făcut pur și simplu, s-au spart peretele, s-au făcut boxe și sunt adăposturi semideschise, practic. În cuști individuale, despre care putem să stăm mult de vorbă, și alternative. O să vedeți și alternative funcționale. Iată întreținerea vițeilor legat. Am spus că nu mai e voie din 1991 în Comunitatea Europeană să ținem vițelul legat. De cele mai multe ori întâlnim viței ăștia legați în maternitate lângă vacă. Da? Mai era și înainte, nu cred că la sistemul de întreținere legat al vacilor lângă vacă, dar în principiu nu mai este voie. Da? Creșa, asta este poza din stațiunea didactică din Timișoara, care are o creșă foarte bună și funcțională. Observați, are posibilitatea ca viței să iasă într-un mic padoc. Lucru foarte bun, foarte bun. Și iarna, în condiții bune, vreme bună, viței stau afară. În principiu, nu prea văd eu, în principiu o creșă are o creșă clasică, nu? Are două zone, nu? Suprafața e cam la 1,15 m pe cap de animal, are două zone, o zonă de odihnă, unde se amenajează patul cald, pardoseala poate fi din mai puțin din beton, poate fi din cărămidă pusă pe cant sau am văzut chiar praguri de lemn în care se pune așternut din paie. În zona de mișcare, pardosarea este continuă, cu o suprafață rugoasă să nu aluge viței și acolo se amenajează un grătar de fân și un șgheau pentru furaje concentrate și, bineînțeles, apă. Acum, despre colectivitate, creșterea vițelor în colectivitate. Este tot o creșă improvizată, bineînțeles, într-un adăpost de vaci de lapte, practic o boxă la nivelul solului. Despre colectivitate, manualele noastre zic între 6 și 10 viței. Din experiență proprie, oricât de mare ar fi spațiu, nu mai mult de 6 viței într-o colectivitate. Nu mai mult de 6 viței. Am făcut experiența asta tot în America, pentru că am pus mai mulți viței deși spațiul era enorm, n-au mers foarte bine. Deci nu mai mult de 6 viței, asta din experiența proprie pot să vă spun. Din nou, o boxă colectivă de viței amenajată la nivelul solului. Este tot o boxă colectivă într-un graj de vaci, la doamna Schneider, la Toager. Viței cresc foarte bine și în astfel de condiții, deși medicii veterinari nu sunt bucuroși să vadă acest lucru. Dar ei cresc foarte bine. Asta e o poză din Danemarca, roșie daneză, boxă individuală la nivelul solului în grajdul de vaci. Apoi boxă colectivă la nivelul solului. Da, nu mai mult. Aici am o poză din Austria, niște boxe ridicate de la sol, da? Vițelul poate fi întreținut în astfel de boxe maximum o lună, cel mult 2-3 săptămâni maximum. Eu nu i-aș ține mai mult. Și după cum se vede, sunt viței de lapte toți. Condițiile nu sunt chiar salubre, dar animalele arată foarte bine, înseamnă că primesc lapte suficient. Asta este principalul în prima perioadă de viață. Mai departe, asta este de la Arad, ceea ce v-am povestit. Sunt niște boxe colective modificate dintr-un adăpost de vaci de lapte din Al Mare de 204. Practic, un tronson de vaci a fost închis cu peretele din spate, da? Peretele din față a fost luat jos și merg foarte, foarte bine. Acum, la aceste adăposturi semi-deschise, îmi pare rău că nu am o poză. Pe timpul iernii, dacă sunt curenți de aer, se poate face un perete în fața lor de balos de paie. Nu trebuie peretele foarte înalt, este suficient un metru cel mult, 70-80 cm, pentru că 75% din timpul petrecut de vițel este jos, nu în picioare. Da? Deci nu trebuie foarte înalt zidul respectiv. Mai departe, nu mai există ferma, fostul Ias Săcălaz, dar vedeți, în 2004 viței stau afară pe zăpadă, fără nicio problemă. Fără nicio problemă. Bine, n-au fost minus 40 de grade, dar n-au nicio problemă atât timp cât au așternut curat și uscat. Da? Deci nu e nicio problemă. Iată un adăpost care îmi place foarte mult, aerisit, deschis, fără nicio problemă. Viței se pot crește în aceste boxe colective. Mai departe, la fostul Ias Liebling, care și acum mai crește animale, mă rog, este un particular, dar uitați-vă, o copertină. Ceea ce nu-mi place este că acoperișul acestei copertine este transparent. Dacă ar fi vopsit în alb în partea superioară, ar fi ok, dar așa, pe timp de vară, crește foarte mult temperatura.